Peste 200 de investiții care vor fi derulate în județul Olt, de la reabilitări de cămine culturale, școli sau grădinițe și până la asfaltarea unor drumuri județene, au primit aprobarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și fondurilor europene. Sumele sunt cuprinse între 280.000 de lei și peste 23 de milioane de lei, în funcție de valoarea fiecărui proiect depus. Astfel, Consiliul Județean va primi peste 23 de milioane de lei pentru modernizarea drumului județean 544A, Corabia Vădăstrița. De asemenea, Primăria Curtișoara va primi aproape 12 milioane de lei pentru înființarea unei rețele de apă uzată și a unei stații de epurare. La Dobrun vor ajunge 10,5 milioane de lei pentru construirea unui pod peste Olteț. Iar la Dobrosloveni va fi finanțată înființarea unui sistem de alimentare cu apă, o investiție de aproape 10,4 milioane de lei. Ministerul Dezvoltării va finanța lucrări importante de investiții și în municipiile și orașele din Olt. La Slatina, guvernul va finanța construcția unei noi clădiri pe 2 etaje cu 8 săli de clasă și o sală de sport la Colegiul Radu Greceanu, în locul fostei clădiri cunoscute drept Bastilia. La Caracal sunt prevăzute lucrări de modernizare a străzilor, trotuarelor și aleilor din cartierul Buzești, de la intrarea în oraș, iar la Corabia va fi modernizată complet și extinsă o școală. Orașul Piatra Olt a primit aprobare pentru modernizarea unor străzi, investiție ce se ridică la 9,5 milioane de lei, iar Potcoava apare cu aproape 10 milioane de lei pentru extinderea rețelei de apă și apă uzată. În total, Oltul va beneficia de alocații de la bugetul de stat în valoare de peste 823 de milioane de lei. Suma va fi decontată pentru lucrările realizate în perioada 2017-2020, pentru proiectele publicate pe lista așteptată astăzi pe site-ul Ministerului Dezvoltării.